În cursul zilei de astăzi, Primăria Gârla Mare a găzduit ședința de Consiliu Local, în cadrul căreia consilierii locali PNL nu au votat bugetul pentru anul 2024. În ciuda eforturilor, primarul Dumitru Baicu nu a reușit să ajungă la un consens cu aceștia. Astăzi a avut loc ședința lunii februarie a Consiliului Local Gârla Mare, în cadrul căreia consilierii locali PNL nu au dorit să voteze bugetul local al anului 2024. Deși primarul comunei Gârla Mare, Dumitru Baicu, face eforturi uriașe pentru bunăstarea cetățenilor, acesta se izbește de refuzurile categorice ale consilierilor locali PNL de a aproba bugetul local pentru dezvoltarea comunității din care fac parte. Fiindcă fac parte din partide politice diferite, neînțelegerile sunt mereu nelipsite chiar și în cazul celor mai mici comune. Consilierii locali PNL încercând să pună bețe în roate edilului Dumitru Baicu, nedorind să voteze proiectele propuse de primar, toate acestea fiind în interesul comunității pe care o reprezintă. În bugetul local al comunei Gârla Mare sunt cuprinse o serie de proiecte menite să ducă la creșterea nivelului de trai, cât și la modernizarea zonei. Infrastructura educațională ocupă un loc primordial pentru primarul comunei. Tocmai de aceea în bugetul local au fost alocate sume pentru investiția modernizării școlii gimnaziale Gârla Mare. Totodată, nici infrastructura de sănătate nu este neglijată, fiind alocate fonduri în domeniul sănătății, precum și alte servicii în domeniul serviciilor și dezvoltării comunale, din care se vor realiza o serie de investiții, construirea unui parc central în comună, modernizarea vestiarului ce aparține bazei sportive Gârla Mare, înființare stație de încărcare pentru vehicule electrice, cât și o construcție adăpost pentru câinii fără stăpân. De asemenea, infrastructura rutieră va fi modernizată prin Planul Național de redresare și reziliență, fiind realizat traseul Eurovelo 6 Mehedinți Dolj-Olt. Totodată vor fi reabilitate și drumuri din domeniul public, cât și modernizarea drumurilor cu exploatare agricolă din comuna Gârla Mare. O situație similară a avut loc în comuna Gârla Mare spre finele anului trecut, acolo unde mai mulți cetățeni s-au revoltat pe consilierii locali PNL. La vremea aceea, aceștia nedorind să aprobe bugetul pentru ajutorul de încălzire, dar și fonduri pentru persoanele cu handicap. Aceste lucruri arată clar faptul că cetățenii trebuie să fie foarte conștienți atunci când se duc la urnele de vot și să aleagă oameni ce le pot reprezenta interesele și își doresc bunăstare în comunitatea lor.